Salutare, dragii mei! La noi deja este ora 2. Eu am terminat curățenia în casă, i-am tras o baie și mi-au luat 3 ore să fac curățenie toată casa. Asta e strașnic. Trebuie să mergem la cumpărături. Ziceam să-mi fac o listă cu ce o să cumpăr de la magazin, dar până la urmă n-am mai reușit. Puma la noi, ce lenivește, da? Dimineața a ieșit la terasă, puțin răzbărtat și acum ia uitați-vă la dânsa, ea e pe relax, da, pumasica. Să-ți cumpărăm ceva bun de la magazin, da? Da, e așa salintă, ia uitați-vă la ea. Frumoasă, nas, frumos. Frumoasă. Vrei să mă măști? Astăzi am ales bocancii. Îmi plac foarte mult, sunt foarte stilați, numai că nu sunt comozi. Dar așa, o jumătate de oră până la magazin, e perfect. Dați să vedem cum este la noi afară. Nici nu știu să mă duc cu bicicleta. A, dar Vasile e plecat fără bicicleta, așa că merg și eu fără bicicleta. Mamă, dar nu e așa de bine afară, parcă e primăvară. Chiar e fain, ia uitați-vă ce verde aici la noi. Ca primăvara. E fain afară. E bine de plimbat, numai că eu nu sunt iubitoare de... Adică dacă să fie să aleg între dimineață, ziua și seara, eu întotdeauna aleg seara, mie îmi place. Eu, noaptea la mine se trezește tot, absolut. Eu am energie, eu vreau să fac multe lucruri. Așa. Și cam așa. Mă gândesc acum când plec acasă, mă gândesc doar, adică nu știu, e 50 la 50, poate să fac ceva schimbări la părul meu, nicătând la faptul că întotdeauna mi-am promis că nu o să schimb nimic la el, dar nu știu, parcă vreau ceva, nu vreau ceva, nu știu, mă gândesc. Și cam așa. Ce să vă mai povestesc eu? Noi trăim așa într-un... Sătuc orășel, spunem așa, nu trăim într-un oraș mare, aici avem azil de bătrâni, foarte performant, nu vei să vedeți ce condiții au ei aici, asta e uluitor, dar avem de toate aici, țin de magazine alimentare, sunt vreo 6, suntem la 80 km de Hamburg și câteodată mă gândesc că e bine, că nu suntem într-un oraș mai mare, deoarece într-un oraș mai mare sunt mai multe cheltuieli, dar nici nu știu, parcă aș vrea să încerc și un oraș mai mare. Nu știu, foarte mulți care am întrebat, ei spun că e mai bine în așa sătucuri, dar totuși vreau să încercăm un oraș mai mare, totuși cred că acolo sunt mai multe posibilități, dar cu soțul ne-am decis să rămânem până ce aici, ne place munca de aici, adică spart foarte bine cu noi, chiar și ce ține de șef, e foarte mult țin la noi și zic ok, da, până mai învățăm limba una alta, stăm aici. Avem contract, tot frumos, așa că până ce răbdăm aici, cum s-ar spune. Și cam așa, avem stația de troleibuze care te duce în orice direcție vrei. Aici avem banca. Cam așa. Aici avem Nazar Kebab. Fac foarte gustos junior aici. În orice caz, tot de ce ai nevoie, în orice caz găsești. Sunt și magazine de haine, însă nu sunt așa de faine, dar oricum avem orășele prin apropiere unde găsim. Și până la urmă, noi că suntem aici, nu avem nevoie de așa de multe haine, că mai mult ești la lucruri decât acasă. Desigur, avem și magazin de bijuterii, poate cumva o să vă arăt mai din aproape cum el arată de fapt, dar nu e tare fain. Frizerie, este și barbershop, desigur că aici, ăsta nu e barbershop, dar este unde se frizează soțul. Cafeneaua care s-a închis, nu știu din care motiv s-a închis și cam așa. Ce mai este aici? Aici nu știu ce este. Salon de frumusețe pentru femei avem, deci tot.
Dar tu serios asta i-ai antrenat? Tu serios asta i-ai antrenat? Am prins. Serios asta i-ai antrenat? Da. Zi privet. Привет. Магазин румынеск, а здесь есть чего клуб чего динапти. Да, еще винил. Наргиля, зачем здесь? Да, да, эскиз для Украины, не помню, где. Да. Acolo avem cafeneaua, foarte gustos acolo fac. Și deja se încep magazinul magazin zilnic. Magazin de haine de sport. Da, și aici magazin de haine de sport. Adidas, na. Da, e fain. În orice caz, e așa, sătuc bine dezvoltat, să zicem așa. Tot cam de ce ai nevoie găsești, numai că oricum. Da. Și așa luăm cărcior. Trebuie să punem un euro sau 50 de cent ca să-l iai. Dar noi pur și simplu sunt așa oameni, nu am crezut, dar sunt așa oameni care ei pleacă cărciuri acasă. Asta e ceva foarte amuzant. Dar și le aduc oamenii înapoi, cred, nu mai trebuie eu acasă. Sosul e bucuros, că el a vorbit azi cu neam, și l-a înțeles. Vă arăt cam ce preț la produsele bio la ei. Iacă dacă să luăm un piept de găină, el e la 34 de euro, 90 kg. Vă imaginați cât de scump? Cum este la 7 de lei kilogram. Asta e strașnic. Kilogramul de piept de pui. O, acesta e cel mai gustos unt. Iacă de asta știți, pentru cei care se află în Germania, asta e cel mai gustos. Și cât costă unul? E la reducere, 2 euro. De obicei cât costă? De obicei e aproape 4, 3 euro și nu știu. Serios? Da. Da, punem și... Asta e morcov cu mazăre verde, vei? Pominat. Da. Să sunăm ceva cu brocoli. E cu brocoli și era. Brocoli tot e gustos. Nu, dar ieși așa, ieși. Asta? Da, și asta cu morcovil. Asta nu e morcov mazăre, nu. Dovleam cu mazăre verde și morcov și multe alte. Da, ce-o? Davai pe asta. Asta și ceva. Nu slăm și volată de chestii. Nu, nu se poate. Știu că nu se poate. Ne am ajuns acasă și da, să vă arăt rapid ce am cumpărat de la magazin. Șervețele care deja s-a făcut, cafeluță, pachete de gunoi, pasta de dinți, gelul care iubesc pasta, gel de duș, asta ne-a fost la rost. Mai departe, ce? Uitați-vă aici. 1, 2, mazăre verde. Gelatul. Gelatul, da. Năluri. Uri de ovăz. Avocado. Ton. Ciocolată Milka de orice la reducere, 60 ceva de cenți, așa că nu mă avem foarte mult timp. Și aici nu uitam și nici lătii de sal. Parsă, spanac. Verdeață. Pelimeșche. Brânză. Piept de poi. Uf.
Aici merge asorti de broccoli, morcov, așa ceva, tot colibra. Mai departe, orez, lapte, ciuperci congelate, iarăși un asorti, tot așa, de legume congelate. Asorti de legume congelate. Aici merge căpșune, este diferite. Este asta am avut să fac eu proteină pentru mine. Brânză. Încă unt. Și doi castraveți. Cam atât. Cam atât pentru astăzi și asta a fost tot. Deci, acum am pus repede să facem niște pelimeni, deoarece nu am mâncat nimic astăzi. Și ne trebuie și un ceaun nou. Nouă, ne trebuie un ceaun nou. Să încercăm proteină soțului, da? Eu cred că e super. Mersi. Doamne, ce tipul. Vreau să mai pic. Sau nu mai e bun. Nimic, tu dai plin la mine. E bun, e super. Să nu mai rămas aici. Gata. Așa chiar și fructele au așa un gust, parcă sunt naturali, naturali. Păi dai trebuie frumos mai încet. La noi e deja tot aproape. Gata, uitați-vă ce frumușele. Cușcă n-o spă pămâși sunt frumușele. Dar tu spune că sunt mușcate, sunt ok. Fain. Ce bine? L-am cumpărat eu săptămâna trecută, mă tinc. Deci, noi ne-am așezat la masă deja. O, ce bine arată. O să mă întâlnesc acum și o să meargă ca anunt. Așa că poftă mare nouă. Poftă mare, Vasile. Mare, mersi. Eu le-am luat. De ce țin de noi suntem? Desigur că din nou la cumpărături. Da, mai bine. Să ne mai plimbăm, să mai luăm câte ceva. Și acum trebuie să trecem și la Lidl să vedem ce mai iau și mergem acasă să gătim ceva gustos. Domn Vasile are o rețetă gustoasă, da? Nu știu de el să fac. O să vedem. Trebuie să primească, tine întotdeauna să primești. Un căpăt? Da. Super, plecat. Există unii acum. Ce e? Butoia ce la intrare este. Dacă eu îl pun. Eu îl duc, îl duc, îl duc, îl duc, îl duc, îl duc. Aici tot se vinde donier gustos, da? S-a deschis acum anul de mult. De ce întotdeauna te întreprinde, da? Da? Ca și când vreau să te conving la ceva.
Ne-am venit de la magazin încă o dată. Astăzi este ziua cumpărăturilor. Ce mai cumpărat? Ce mai luat aici? Cola. Roșii cherry. Mandarine. Nu sunt mandarine, sunt portocale. Așa mari. Să-ți văd cât de mari. Zucchini. Eu sunt care nu înțelegeam ce îmi pasă să mănânci zucchini, dacă n-am încercat, asta chiar e foarte bun, mai ales la cuptor. Primești super. Pește roșu, așa pește proaspăt. Pâine. Dar unde e pește și acum? În frigider. Deci sunt frigider? De să-l arez. Așa pește. Vreau să încercăm cu cartofi. Sper să fie bun. Arată fain. Este macrou, mai timpul, nu? Mai avem aici mâncărică pe spuma. Dacă trebuie să-i dăm, să vedem, îi place sau nu. Încă mâncărică pentru spuma. Ardei gras, congelat. Pentru mâncare e super fain, eu cred. Morcov. Ardei gras proaspăt pentru salată, ceapă, cartofi și hârtie de bucătărie. Cam atât este tot ce am luat, da? Atât. Cam atât. Deci ce am gătit pentru cină, avem paste cu spanac și pește roșu și, cum se zice la noi pe moldovenește, agică. Îi iubim mult. Agica. Îi mulțumim, Agica. Da? Agica. Mulțumim lui Iulia că ea s-a străduit vara o strâns. Și câte o cafeluță și cam așa. Poftă mare. Noi mâncăm, adică de n-a de mâncat, bem cafeluță. Și deja, doamne, de cât timp eu nu beau cafea cu zahăr, cu zahăr. Beau cafea fără zahăr, ura. Încă nu pot zic cum am deprins și o beau așa fără să simt, dar în fine, nu simt necesitate să pun zahăr. Și soțul tot mi-a luat exemplu și o bea și el fără zahăr, numai că el de mai puțin timp. Noi ne-am pus azi zahăr. Azi ai pus zahăr? Da. Îți mi-ai permis așa de mai beau câte una pe zi cu zahăr. Așa. La noi azi a fost ziua cumpărătorilor, după cum ați văzut. Și cam așa. Este aproape ora 9. Sau ora 10, nici nu știu câte ora. Noi vă zicem seara bună, vă mulțumim că ați mai fost o zi alături de noi. Da, e bitu? Mm-hmm. Dar ce nu te uiți în cazul? Că ați mai fost o zi alături de noi. Vă mulțumim pentru vizualizări, câte nu vor fi ele. Și vă dorim o seară bună, visuri plăcute. Și cam așa. Ne vedem în vlogul următor.